Școlile și grădinițele de stat și private au fost verificate în ultima perioadă. Controlul a durat aproximativ 3 săptămâni fiind descoperite o serie de nereguli care le pot pune sănătatea în pericol elevilor. Conform Victoriei Balaban, comisar șef adjunct la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Prahova, au fost verificate 25 de școli și 18 grădinițe atât din mediul urban cât și din mediul rural. În camerele special amenajate pentru depozitarea produselor lactate și de panificație, și în frigiderile, frigiderele special amenajate pentru acest scop, au fost depistate produse care erau străine de unitate, aparținând personalului școlii. De asemenea, la o școală, deși nu exista termometrul la frigiderul pentru depozitarea produselor erau înregistrate temperaturile de depozitare, ceea ce nu este posibil temperatura neputând fi măsurată cu niciun mijloc de măsurare. Alte nereguli descoperite de inspectorii CGPC au fost depozitarea produselor în condiții improprii. Astfel, până la consumarea laptelui și cornului de către elevi, acestea erau ținute pe podea sau pe bănci la temperaturi ridicate. În ceea ce privește sancțiunile aplicate, acestea nu au fost unele drastice. Sancțiunile au fost avertismente, aplicând o măsură de recontrol imediată. Aproximativ 85.000 de școlari din Prahova beneficiază în noul an școlar de produse distribuite prin programul Laptele și Cornul. Firmele care fac distribuția produselor la școli sunt aceleași ca și anul trecut.